Mergem la domn primar din sector 2. Domnul Înțanu, avem o decizie vis-a-vis de domnia sa. Nicolae Înțanu scapă de acuzațiile penale. Iată, cutremură în justiție. Liliana Năstase, colega mea, are mai multe amănunte. Bun găsit, Liliana! Bun găsit, fostul primar al sectorului 2, Nicolae Înțanu, a scăpat de faptele penale ca urmare a deciziei judecătorilor de la Curtea de Apel București de a înceta procesul său penal, întrucât, se spun magistrații, ar fi intervenit prescripția generală a faptei de luare de mită, faptă care ar fi fost săvârșită conform procurorilor anticorupție în perioada 2006-2007. Judecătorii nu au luat în considerare și prescrierea specială, astfel că procurorii anticorupție au declarat că vor ataca decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție, cea care va fi abilitată să dea un verdict definitiv în acest caz. Reamintesc că Nicolae Înțanu a fost reținut anul trecut în martie și arestat preventiv pentru o perioadă de 3 luni, fiind acuzat că ar fi luat mită pentru un teren pentru a da niște contracte în sectorul 2. De asemenea, în acest dosar au mai fost și alți co-inculpați. La majoritatea s-a constatat încetarea procesului penal, iar unii au fost condamnați cu suspendare pentru spălare de bani. Mulțumesc, Liliana. Așadar, acuzații de luare de mită și dare de mită și spălare de bani, fostul primar de la sectorul 2, Nicolae Înțanu, a scăpat de acuzații. De ce? Pentru că s-a prescris fapta penală. Nu că n-ar fi luat, dar s-a prescris. Da, prescripția este o instituție de drept penal și dacă s-a prescris, s-a prescris. Încetează procesul penal. Asta este legea penală. Sigur că vinovat nu este Înțanu, ci instituțiile statului care nu au soluționat această problemă în termen legal. Pentru ca fapta să nu se prescrie și dacă era confirmată de judecători, Înțanu să primească o pedeapsă. În acest moment nu se mai poate pune problema răspunderii penale. S-a prescris, s-a prescris. Acum aveți și dacă se sesizau sau erau turnătorii la bine, timp acolo. Întrebarea pe care toată lumea și-o pune, dacă nu cumva această prescripție a fost, să spunem, negociată și în spatele ușilor închise s-a tergiversat, au fost făcute anumite înțelegeri. Dar toată lumea își pune așa ceva despre justiția din România. Putem să spunem multe despre justiția din România. Justiția din România are acum o problemă de imagine uriașă. Eu cred că se va prăbuși în sondaje, dacă nu s-a prăbușit deja. Iată, și acest proces este un exemplu concret că justiția nu-și face treaba. Da, dar o să revenim pentru puțin... Pentru că legea penală trebuie aplicată de îndată oricărui cetățean care săvârșește o infracțiune. Celeritatea procesului penal și așa mai departe sunt reguli. Stați puțin, sunt că au mai fost elementare pe la DNA denunțătorii de serviciu, Florică și Pescariu. Da, da. Au fost pe la DNA. Ce ori fi făcut ei acolo? De atâția ani. Dar, nu știu, cum oare în România ești dovedit că ai băgat mânuța în niște bani? Cazul Florică, cazul Pescariu, dai cu, așa, cu hârtiuța, cu subsemnatul, rămâi bine mersi, fără prejudiciu recuperat, măi, aici stai și în libertate, îți vezi de fițe, de chestii, de nu știu ce, și ciclic ești chemat la DNA. Ia vezi, mă, ți-ai mai adus aminte de cineva? Adică, cum vine chestia asta? Doar o fi vreo profesie nouă în România? Este vorba și despre același dublu standard. Unii care nu convin sunt luați acasă, de acasă cu mascații, fără niciun fel de citație, fără niciun fel de procedură îndeplinită, arestați preventiv, cătușe la televizor, vedem după un timp că mulți dintre ei sunt achitați, alții se bucură de un asemenea tratament. De ce acest dublu standard? De ce? Nu discutăm acum despre, să spunem, problemele concrete ale acuzaților. Există, nu există probe. De ce acest dublu standard? Acest lucru este un semnal extraordinar de îngrijorător pentru noi juriști și pentru țară. Pentru că dacă există un dublu standard în lăuntru instituțiilor judiciare, înseamnă că aceste instituții sunt politizate și sunt la comanda cuiva, pentru că altfel nu poți să dai o explicație. De ce pentru unul te comporți într-un fel, pentru altul în cu totul alt fel? De ce? Există înțelegeri și justiția este politizată. Gașca. Dar de când e politizată? Important. Dintotdeauna.
Întotdeauna, după 90 a fost permanent politizată. Și a fost oricând în intervalul 2005-2014? Dacă a fost? Da. Bineînțeles că da. Cine poate să conteste acest lucru? Tocmai mi-ați dărâmat mitul meu fondator despre realitatea politică a intervalului Traian Băsescu, președinte. De ce? Păi am înțeles că era partea bună a baricade. De ce? Că era partea bună a baricade, cu lupta anticorupție, cu asta, să scoatem presiunea de pe sistemul, da, să ne luptăm cu sistemul mafios, să scoatem presiunea de pe... Trebuie să facem, nu, trebuie să facem și o, să spunem, precizare. Au fost și lucruri bune făcute de DNA, de instituțiile statului. Observăm acum însă că au existat, bune, că au existat, că au existat și sau au fost predominante interese politice. Dar interese politice cu accente politice devastatoare. Noi vorbim despre SIPA. Problema SIPA nici acum nu este rezolvată. Eu am descoperit încă din 2003. Din 2003 câți ani sunt? N-am scris o carte despre asta. Sunt 14 ani, da? 14. Nu s-a dorit să se rezolve problema SIPA pentru ca judecătorii, procurorii să poată fi șantajați, interesant, pentru a răspunde anumitor comenzi. Acum, cred că greșesc spunând influență politică. Este foarte posibil ca această influență să nu fie neapărat politică, să vină din partea unor cercuri de interese care să nu fie neapărat politice, dacă definim politica în sens de partide, da, politice, da, instituții politice. Cercurile astea de interese ar avea contacte cu reprezentanții legitimi, politic legitimi, ăștia, da, cu nume și prenume din politică. Da, și nu-mi imaginez că stă cercul de interese aici, cercul de reprezentanți politici aici și merg pe drumuri parale și zic, voi aveți puterea politico-administrativă, noi avem niște interese și nu avem, da, cum să intersectăm. Da și nu, e foarte greu să facem o asemenea analiză la televizor, da și nu. Există, în opinia mea, există cercuri de interese mai puternice, mult mai puternice decât cercurile de interese politice din partidele politice. Dar mult mai nu lucrează împreună. Avem vreo dovadă în sensul avem ăsta? Foarte multe dovadă. Da. Acum, eu pot fi de acord cu dumneavoastră cu acele tergiversări poate voite, însă să acuzăm că anumite interese s-au proiectat atât de mult încât să decidă soarta anumitor dosare. Mai am o întrebare. Mi se pare ce puțin cam mult, cu tot respectul, însă da, nu avem dovezile necesare încât să putem face afirmațiile astea. Stau mult mai grav. Mai am o singură întrebare. Cercurile astea politice aveau cunoștințe de interese la acestor cercuri de interese în ceea ce privește, hai să spunem, manipularea în sensul de a manevra, nu de a crea o opinie falsă a justiției? După analiza mea, nu. După analiza mea, aceste cercuri de putere care sunt nepolitice, sunt transpolitice. Transpolitice, e bună observația, da. Deasupra politicului, sunt autonome și sunt mai influente de multe ori decât grupările asta politice. Asta fără discuție. Întrebarea mea era dacă important. Decidenții politici aveau nu cunoștință de asta. Nu cred că au cunoștință. Eu deci vă dau un exemplu personal. Eu lucrez în lumea justiției de foarte multă vreme, fiind este profesia avocat. Mea. N-am știut de existența binomului, de existența acelui, să spunem, acelei înțelegeri între SRI și DNA, despre modalitatea de lucru despre care, da, pe care o descoperim acum, cu denunțuri dictate, cu presiunea asupra, cu presiunea asupra martorilor, așa. Nu știam efectiv de această manieră de lucru, cum să spun, lucrând în acest sistem, ca avocat chiar în penal. Nu știam, bun, pentru că este o zonă, așa, este o zonă greu senzația, accesibilă. Am plecat de la promisiunile lui Liviu Dragnea. Nu, am vorbit de Onțanu. Am ajuns la Onțanu, am trecut prin justiție, am vorbit de alimente, așa că o să vorbim după pauză. Băi, deci nu iese din cap. Nu știu ce a vrut să spună Răvana Prum cu 2 miliarde de euro. Și poate vorbim despre aia și după aceea vorbim despre faptul că MAPN-ul se lovește de o chestie extrem de interesantă în Ministerul Apărării Naționale. Băi, toți vor să iasă la pensie. O singură frază măcar despre această chestiune cu alimentele. Păi vorbim după publicitate. Important, o legăm de ce s-a întâmplat în ședința de guvern. Publicitate, revenim.